Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, aceeași campanie despre care vă povesteam și în edițiile precedente, campania Ellen Watts și Înțelepciunea Nesiguranței, o campanie online inițiată de Editura Herald pe care o puteți găsi pe site-ul editurii www.editura-herald.ro. Acolo vă așteaptă toate titlurile din seria de autor Ellen Watts, cu o reducere substanțială. De asemenea, așa cum vă spuneam, nu uitați să ne lăsați la toate înregistrările, toate materialele realizate alături de invitații noștri, un gând, o întrebare, un comentariu, iar cel mai interesant comentariu va fi premiat cu o carte la alegere din titlurile seriei de autor Ellen Watts. Astăzi vorbim alături de Marian Stan, traducător, despre o carte pe care el a tradus-o. Este vorba despre Cosmologia voioasă și care vorbește despre o anumită perioadă din viața lui Ellen Watts și felul în care, eu știu, poate anumite substanțe halucinogene ne poate altera starea de conștiință și ne poate duce într-o stare, să spunem, de, sau ne poate ajuta la o stare de meditație. O carte foarte ușor de citit, cum sunt majoritatea cărților lui Ellen Watts. O carte cu adevărat remarcabilă, despre care noi vom povesti astăzi. Marian? Bun găsit, dragi cititori! Zicea Andreea Ionescu ieri, vorbind despre Ellen Watts, că Ellen Watts fuma chestii despre care nu vrem să vorbim. Sigur, noi astăzi nu vom vorbi despre ce fuma Ellen Watts, vom vorbi despre ce ingera Ellen Watts. Și ingera, printre altele, LSD. Eu am mai citit și alte mărturii ale unor autori care au experimentat cu droguri. De exemplu, am citit The Doors of Perception al lui Aldous Huxley. Dar nici o altă mărturie nu mi-a plăcut ca volumul lui Ellen Watts, Cosmologia voioasă. Acum, acest volum conține descrierea mai multor experimente, mai multor experiențe psihedelice pe care le-a avut Ellen Watts, dar care, din rațiuni de ordin literar, au fost astfel însăilate încât să dea impresia că alcătuiesc o singură experiență desfășurată pe parcursul unei singure zile. Foarte interesant, dar cred că trebuie să ne întoarcem un pic în biografia lui Ellen Watts pentru a înțelege miza acestei cărți. Ellen Watts a început să experimenteze cu LSD într-o companie cât se poate de onorabilă, anume împreună cu fostul secretar particular al lui Ananda K. Kumaraswamy. Iar despre prima lui experiență cu LSD, Ellen Watts spune că a fost mai mult o experiență estetică decât una mistică. Numai că el a perseverat și pe măsură ce a perseverat și-a dat seama că experiențele seamănă din ce în ce mai mult cu ceea ce avusese deja înainte și considera a fi experiență mistică. Deci, cam acesta ar fi cadrul în care trebuie înțeles, trebuie citit
volum, cosmologia voioasă. Altfel, la nivelul stilului, să zicem. Este un stil foarte exact și în același timp sugestiv. Pentru că vă dați seama tipul de senzații pe care omul le are sub influența LSD-ului nu sunt la îndemâna oricui pentru a fi descris. Și poate mai târziu vom cita din carte un fragment, o pagină care m-a impresionat până la lacrimi când am citit-o prima dată. Sperând că într-o bună zi voi avea șansa să o traduc și că voi găsi și o editură care să o editez, să o public. Deci, o carte care mi-a plăcut mult. Poate merită spus așa, pentru a ne pune pe gânduri, faptul că actuala ediție din Cosmologia Voioasă, ediția pe care a cumpărat-o și editura Herald, este prima dintre cele două. A doua are vreo 10 pagini mai mult, dar ea nu mai este în uz. Deci, o poți găsi doar sub formă de PDF și te întrebi ce anume au deranjat, ce anume a deranjat în cele 10 pagini pentru ca editorii de astăzi să prefere prima ediție. Dar, încă o dată, trebuie să le citești pe amândouă ca să-ți faci o idee. Acum, revenind la LSD, cum spuneam și cu altă ocazie, Alan Watts nu propunea LSD-ul ca pe o cale principală pentru iluminare, saturii sau cum vrei să-i spui. Nu era nici pentru el și nici nu recomanda altora LSD-ul ca dietă principală, ca să zic așa, în viața lor lăuntrică. El, Alan Watts, compara drogurile mai degrabă cu acele aripioare pe care copiii care nu știu să înoate le poartă pentru a le fi mai ușor să se miște în apă fără a risca să se nece. Dar în niciun caz nu recomanda, cum o face McKenna, de exemplu, drogurile ca o cale regală, ca o cale principală pentru trecerea noastră din adormire, din adormirea, din somnul cel de moarte pe care ni-l induce modernitatea. Ce mai spunea Alan Watts? Că toți prietenii care au început să ia droguri au încetat de a mai fi maniheiști în evaluarea realității. Au avut o privire mai cuprinzătoare, au resimțit unii, probabil pentru prima dată, sacralitatea naturii. Ceea ce la omul modern nu-i puțin lucru.
Ce zici? Pot să citesc? Sigur că da, sigur. Pentru a da celor care ne ascultă și ne văd o impresie mai vie, mai concretă despre ce vorbim. Cândva, pe la mijlocul secolului 20, într-o după-amiază de vară, ne-am așezat în jurul unei mese pe o terasă, mâncând pâine neagră făcută în casă și bând vin alb. Și totuși, pare că suntem aici dintotdeauna, deoarece oamenii din jurul meu nu mai sunt persoanele banale și necăjite, având nume, adresă și CNP, muritori precis identificabili, așa cum ne prefacem cu toții a fi. Ei apar mai degrabă ca arhetipurile lor nemuritoare, fără a-și pierde totuși umanitatea. Doar că diferitele lor caractere par a conține, precum vocea preotului, istoria întreagă. Ei sunt în același timp unici și eterni, bărbați și femei, dar de asemenea zei și zeițe. Căci acum, că avem timp să ne privim unul pe altul, devenim atemporali. Forma umană devine nespus de prețioasă și, vrând parcă să simbolizeze acest lucru, ochii devin nestemate inteligente, părul aur țesut, iar carnea fildeș translucid. Între cei care pătrund în această lume există o dragoste de tip euharistic, o totală acceptare a firii celorlalți cu binele și răul din fiecare. Ela, femeia care a plantat grădina, este o circe benefică, vrăjitoare, fiică a lunii, preferată a pisicilor și a șerpilor, cunoscătoare a ierburilor de lac și vindecătoare, cea mai tânără față de bătrână pe care ai văzut-o vreodată, superb ridată, cu păr negru argintiu, ondulat precum flăcările. Robert este o manifestare a lui Pan, dar a unui Pan al taurilor, nu a unui Pan al țapilor, cu păr scurt și crilionțat, încălcindu-se precum niște coarne boante, un om numai mușchi, sudoare și trup, întruchiparea bucuriei exuberante. Beryl, soția lui, este o nimfă care tocmai a ieșit din pădure, o sirenă a uscatului, cu păr unduitor și cu un trup care dansează, părând a fi gol și când este înveșmântat. Pâinea pe care o mâncăm este făcută de ea și are gustul pâinii originare, în comparație cu care pâinea făcută de mamă era o imitație nereușită. Și apoi mai este Mary, îndrăgită și împrăfuită a lumei obișnuită, dar în această lume devenind o întruchipare a luminii și aurului, fică a soarelui, cu ochii alcătuiți din cerul de seară, creatură de toate vârstele, nou-născută, copilă, fecioară, matroană, babă și cadavru, trezind dragostea pentru toate aceste vârste. Frumos. And it gets better. Deci asta nu e cea mai frumoasă parte. Nu e cel mai frumos fragment. A fost doar o pregustare. Ca să vezi, totuși, că oamenii nu erau cu totul nebuni să încerce asemenea substanță. O experiență de genul acesta merită riscurile pe care le implică ingerarea LSD-ului. Merită. Sigur,
Ellen Watts nu uită să ne avertizeze că există și o parte întunecată, că în timpul experienței ies la iveală niște demoni din tine, din psihicul tău, din... și că trebuie să fii destul de tare. Ca să zic așa, ceea ce am citit eu până acum e numai o parte din întreaga experiență. Dar o parte care merită riscul. Și pentru a tăia orice entuziasm pueril care s-ar putea să se nască în mintea și sufletul ascultătorilor și privitorilor noștri, să mai spunem un amănunt, ca să zic așa, tehnic. Pe vremea când Ellen Watts a scris cartea, LSD-ul era o substanță legală. O cumpărai de la farmacie. Ca la orice medicament, pe cutie erau scrise ingredientele și ceea ce era scris pe cutie era și în flacon. Dacă eu vreau să iau mâine LSD, degeaba mă mai duc la farmacie. Și trebuie să apelez la alte căi. Trebuie să mă rog lui Dumnezeu că ceea ce primesc e LSD și nu altceva. Din cauza asta, precauție. Precauție maximă. Eventualilor, le recomand precauție maximă eventualilor doritori. Experiență. Să e de nici. Nu mai suntem în vremea lui Ellen Watts. Cu bunele și cu relele ei, acea vreme s-a dus. Sorin, mai e ceva să mă întreb? Nu. Vreau, de fapt, mai era o ultimă întrebare, dacă cumva are vreo legătură, să spunem, perioada din punct de vedere al contextului social-istoric, dacă are cumva legătură perioada în care Ellen Watts a scris această carte și a vorbit despre aceste experiențe, cu perioada beat, cu perioada hippie, cu perioada, eu știu, a revoluției industriale, cu libertățile care existau în vremurile acelea, și cu... care acum încep să nu mai existe. Sau... Da, da, exact ce spuneai tu mai devreme. Adică a fost o perioadă fără precedent. Și dacă cumva aceste experiențe despre care vorbește Ellen Watts, căutând cumva partea aceasta mistică a acestor experiențe, cu concepția sa filozofică despre lume și viață, și tot ceea ce răzbate în scrierile sale. Adică mă gândesc, dacă ar fi scris această carte în urmă cu, să fi trăit și să fi scris această carte în urmă cu 15 sau 20 de ani. Față de momentul în care a scris-o. Față de momentul în care a scris-o, exact. Care ar fi diferența? În budism, în budismul zen, în budismul mahayana, există ceea ce se numește, și Ellen Watts vorbește deseori despre asta, există originea interdependentă. Adică lucrurile nu apar unul din celălalt, apar toate simultan și în momentul în care unul dintre aceste lucruri dispare, se întâmplă ceva la nivelul întregii alcătuiri.
acest volum aparține cumva epocii sale. Așa cum muzica Beatles-ilor aparține cumva, adică aparține sigur acelei epoci. Și dacă vrei să faci o comparație, ascultă Beatles, după care ascultă, știu eu, Sepultura. Sau, am dat un exemplu extrem. Ca să vezi de unde am plecat și unde s-a ajuns. Ca să zic așa. Însă, hai să scormonim un pic, mai incitat. Să scormonim un pic în problemă, pentru că m-a interesat. Există un dublu joc pe care l-au făcut, poate nu Alan Watts, dar sigur oameni pe care i-a cunoscut și cu care era în relații. De exemplu, acum se știe foarte clar că Timothy Leary, considerat în epocă un fel de profet al drogului, și care, într-adevăr, spre deosebire de Alan Watts, recomanda LSD-ul ca instrument privilegiat pentru a-ți induce trezirea, satoriu sau mai știu ce, pentru a-ți induce evoluția spirituală. Da? Același Timothy Leary a fost cel care a pus la dispoziție Congresului documentația pe care, studiind-o, Congresul a ajuns la concluzia că drogurile trebuie interzise și a votat interzicerea drogurilor. Ceea ce pentru Timothy Leary a avut consecințe foarte neplăcute, pe care vor să afle mai mult să studieze pe net. Deci există acest joc dublu pe care eu nu-l înțeleg până la capăt, decât pot bănui anumite lucruri, dar nu e momentul acum să intrăm, să despicăm firul în patru. Există un joc dublu. Sau a existat, există și acum un joc dublu. Asta așa, ca să incităm oamenii la studiu pe internet. Sigur, Alan Watts aparține cumva epocii sale, iar ecoul pe care îl are în sufletul nostru opera lui măsoară cumva sărăcirea, gradul de sărăcire al discursului public, al vieții noastre față de viața din anii 60. Faptul că, de exemplu, mie îmi place mai mult să ascult Grateful Dead decât, știu eu, Britney Spears. Da? Spune ceva. Și nu spune doar că... Și mie Pink Floyd în loc de Justin Timberlake. Da, dar suntem niște moșnegi, mai ales eu și... Exact. Deci, apetența noastră pentru Pink Floyd și Grateful Dead, apropo, Alan Watts chiar a vorbit înaintea unor concerte Grateful Dead. Și a vorbit și înaintea unor spectacole cu musicalul Hair. Ca să vedem cât de adânc era el implicat în mișcarea hippie. Deci, sigur, nu vreau să terminăm pe o notă tristă, în sensul că, vai,
ce bucuroși erau ei și ce liberi erau ei și ce frumoși erau ei și acum noi nu mai putem fi. Putem. De ce putem? Pentru că trăim. Super. Dragii noștri, a fost alături de noi Marian Stan, traducătorul cărții Cosmologia Voioasă, titlu din seria de autor Ellen Watts, în cadrul campaniei online de pe pagina de Facebook a editurii Herald și de pe site-ul editurii Herald, Ellen Watts și Înțelepciunea Nesiguranței. Nu uitați, la toate registrările noastre, să ne lăsați un gând, o întrebare, un comentariu și cel mai interesant apreciat, comentariul va fi apreciat, va fi răsplătit cu o carte la alegere din seria de autor Ellen Watts. Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost și astăzi alături de noi la Cărți Deschise pentru Minți Deschise, vorbind despre cosmologia voioasă a lui Ellen Watts. Mulțumim, Marian Stan, și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută la cărțile lui Ellen Watts. La revedere!